Agresorul are 38 de ani și este din comuna Borăscu. După ce s-a îmbătat, a început să se certe cu fratele său. În urma mai multor discuții în contradictoriu, bărbatul a început să-și lovească fratele. Victima a fost transportată la spitalul din Motru pentru a primi îngrijiri medicale. Polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 38 de ani din comuna Borăscu despre faptul că fratele său l-a agresat fizic. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că bărbatul de 38 de ani din comuna Borăscu ar fi fost agresat fizic de fratele său de 40 de ani din aceeași localitate în urma unor discuții contradictorii și pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Victima a fost transportată la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. După ce a primit o bătaie soră cu moartea, bărbatul și-a denunțat fratele la poliție. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe.